Campionatul județean de futsal programează duminică în sala de sport din Bosanci meciurile din cadrul celui de-al doilea turneu zonal. Începând cu ora 10, pe teren vor intra Viitorul Liteni, Viitorul Verești, Recolta Fântânele, Silva Udești și campioana în titră, Viitorul Adâncata. Dintre cele 5 formații, doar primele două vor obține dreptul de a participa la turneul final al competiției, programat pe 5 martie în sala liceului cu program sportiv din Suceava. Meciurile se vor desfășura pe parcursul a două reprize de câte 15 minute, fiecare echipă urmând să fie formată dintr-un portar și 4 jucători de câmp. Pentru a lua parte la competiție, jucătorii trebuie să dețină viza anuală pe 2016 pe carnetele de legitimare. Stejarul Cașvana și CS Gura Humorului sunt primele două formații care și-au asigurat prezența la turneul final.